Bună dimineața, prieteni, o dimineață superbă alături de o cafea, o dimineață minunată de acest soare minunat, super frumos, prieteni. Alături de o cafea caldă, prieteni, mi-aduc aminte de câte ori trec pe acolo, pe centru vechi, mi-aduc aminte că era odată acolo o simigerie cu covrigi calzi. Luam câțiva doi covrigi de aia calzi mari, buni, și un iaurt. Dacă vă mai aduceți aminte, prieteni, cât de bune erau covrigii aia și cu iaurtul ăla și cu mesele alea înalte, așa, mi-aduc aminte că ne duceam și toată lumea care eram acolo, covrigi, iaurt. Și acum mi-aduc aminte cum era pe vremurile acelea. Și după aceea mergeam la cinematograf, la Victoria, și vedeam un film bun. După aceea o plimbare frumoasă pe centru vechi. Era super frumos, prieteni. Vreau să vă spun că în această dimineață, o dimineață superbă, cu un soare minunat, și cu cafeaua mea caldă aici la locul meu preferat, pentru că îmi place să beau dimineața cafeaua aici, și sunetul păsărilor minunate al dimineții, răcoarea dimineții dintr-o primăvară frumoasă, prieteni. Ia auziți. Da, prieteni, super frumos, într-adevăr, o primăvară frumoasă. Pomii au înflorit minunat. Da, prieteni, de câte ori vin aici, mi-aduc aminte locurile pe unde veneam și mă plimbam când eram mai tânăr, când eram noi mai tineri, vremurile de altă dată. Era super frumos, prieteni, cu amintiri frumoase. Să știți că toate străzile drăgoviștene au amintiri frumoase. Fiecare dintre noi avem amintiri frumoase. Că ne jucam la bloc, că ne jucam în fața parcării, la blocului, că mergeam în parc la Chindia. Și multe locuri care ne aducem aminte cu toții de ele, prieteni, pentru că aici am copilărit în Târgoviște, aici trăim. Oraș frumos, Târgoviște e un oraș minunat. E super frumos, prieteni. Da, prieten, super frumos. Da, prieteni, și să ne mai amintim de era acolo o patiserie vis-a-vis de Muntenia, un pic mai în față de magazinul Muntenia, era o patiserie, parcă mi-aduc aminte 100%, îi spunea Panseluța, erau acolo niște plăcinte bune, prieteni,
niște plăcinte bune cu brânză, mâncam o plăcintă de aia, era ceva la kilogram care ți-o cântărea la cântar și îți tăia bucata care vrei și mâncai cu brânză bună, bei un suc sau o citronadă, pateurile alea bune care erau odată și acum mi-aduc aminte, prieten, cum era super frumos, super plăcut. Da, prieten, dimineața este minunată, super frumoasă. Încă o dată, bună dimineața, prieteni, alături de o cafea caldă, într-o dimineață de primăvară minunată, frumoasă, prieteni. Pomii sunt înfloriți bine și frumos. Și soarele e acolo. Pe crengile copacilor. Prieteni, vă doresc o primăvară superbă, o dimineață plăcută alături de cafeaua preferată și o după-amiază super frumoasă tuturor.